Domnule Tudoran, noi ne-am văzut în viața asta de două ori pe viu și odată, asta e a patra oară, intermediat. Prima dată ne-am văzut în 1992, când veniserăți la Timișoara să lansați o antologie, apoi ne-am văzut în 2011, când ați venit la Timișoara să primiți premiul Petre Stoica și ne-am mai văzut în 2020, tot așa, pe ecrane, prin intermediul acestor minunate aparate care ne-au salvat de la nebunie și de la nebunire, când am făcut un interviu. A apărut între timp o carte în care sunteți personaj principal, o carte pe care o semnez și eu, pentru că e o carte de interviuri, care se cheamă Numai copilăria e glorioasă, a apărut la editura A3. Sunt cumva, hai să spun, nu coautor, pentru că 80% dintr-o carte de interviuri aparține celui intervievat. Dar totuși numele meu e alături de dumneavoastră. Și vreau să vă întreb așa, că nu ne vede nimeni acum. De ce eu și nu altcineva, domnule Tudoran? De ce ați acceptat să facem această carte de confesiuni, această carte în care vă povestiți o bună parte din viață, povestiți o bună parte din lumea în care ați trăit, în care evocați personalități importante, atât literare cât și politice, vorbiți despre prieteni și despre inamici, vorbiți despre ce se întâmplă astăzi în Statele Unite în literatură, dar ce se întâmplă și în România. De ce eu, domnule Tudoran? Să luăm mai întâi cu întâlnirile. Robert, nu trebuie să fii disperat. Suntem încă foarte tineri, mai ales eu, așa că o să avem timp să ne vedem. Să dea domnul. De ce am acceptat propunerea ta să facem această carte? Și pe mine m-a surprins, fiindcă, așa cum bine ți-amintești, hotărâsem de mult să nu mai spun nimic public. Invitația ta la acel dialog pentru festivalul de la Timișoara, am acceptat-o, mai ales, cum ți-am spus atunci, pentru a ajuta cartea scosă de doctorandul de atunci, între timp, doctor în literatură, Florian Dincă. Era vorba de o reeditare a cărții mele De voie bună, autobiografia mea. Apoi, după acel interviu, au început să vină mesajele de la tine în care îmi sugerai că ar fi bine să facem încă un interviu în continuare. Cum bine știi, am ezitat o bună bucată de vreme. Am făcut și acel interviu, după care iarăși am primit niște mesaje de la tine că ar fi bine să continuăm. Deci, pe scurt, traseul a fost de la politețe la convingere. Citind întrebările pe care mi le tot trimiteai, mi-am dat seama că merită să răspund la ele. O altă explicație ar fi aceeași, sau o sinteză a acestei explicații, ar fi aceea că mi-ai părut un fel de comisarul, inspectorul de poliție Javert al lui Hugo. Numai că diferența era că în timp ce Javert era un legalist lipsit de orice empatie pentru victime, tu mi te-ai arătat ca un Javert legalist, dar cu suficientă empatie pentru victimă, victima fiind eu. Și atunci am zis, hai să facem, să mergem mai departe. Deci am prețuit și prețuiesc răbdarea ta, faptul că mă întrebai, faptul că din întrebările tale înțelegeam că știi despre ce vorbești, fiindcă sunt sătul de citit interviuri cu mine sau mai ales cu alții, în care dau seama că cei care pun întrebări, pun întrebări așa fiindcă trebuie făcut un interviu. Dar știu, de fapt, foarte puține despre celul în care stau de vorbă. Și mi-a mai plăcut faptul că după ce îți răspundeam la niște întrebări, veneau altele, numite în ziaristică follow-up, în care nu mă lăsai să scap cu
cu răspunsul dat la întrebarea inițială, ci încercai să mă împingi mai departe, să mă pui într-un colț și să mă bumbăcești cu alte întrebări. Deci cam asta ar fi explicația, dincolo de simpatia pe care știi foarte bine că ți-o port. Mulțumesc tare mult! E onorant pentru mine. Eu și spun în prefața cărții, de fapt, despre adolescența mea în care auzisem de dumneavoastră, involuntar, tata asculta continuu la noi în casă, numai când plecam la serviciu și la școală se oprea Europa Liberă, în schimb asculta continuu, până la 3-4 dimineața dormea, se trezea, aveam 14-15 ani în 84-85, deci știam ce înseamnă greva foamei, știam ce înseamnă să te opui lui Ceaușescu, era incredibil pentru că eu trăiam într-un oraș în care tăcerea era parola continuă și era lucrul la care trebuia să chibzuim și să-l păzim cu sfințenie, pentru că altfel ni se puteau întâmpla o mulțime de lucruri. A spune un banc pe vremea lui Ceaușescu era un act de mare curaj, oricum o făceai în familie. Dar aminte să faci greva foamei și să îi bați obrazul comandantului suprem și conducătorului Republicii Socialiste României. Părea incredibil, adică era cam povești, citeam povești pe vremea aceea, citeam deja romane, împăreați un personaj, cum să zic, dintr-o cu totul și cu totul altă lume. În primul rând, dintr-o lume în care curajul era primordial și onoarea pe care mi-o face să am numele alături de dumneavoastră e foarte mare și vă mulțumesc foarte mult pentru acest lucru. Hai să spun ceva despre bancuri. O realitate foarte ciudată pe timpul lui Ceaușescu și înainte de el, sub Gheorghiu Dej, este că de multe ori cineva spunea un banc sau limita pe Ceaușescu. Se întâmpla însă că cel care o făcea nu era chemat nicăieri, luat la întrebări. Erau chemați și luați la întrebări unii dintre cei care ascultaseră. Spune mult despre perioada respectivă și despre cine spunea bancuri pe bune, sau cine era încurajat să spună bancuri pentru a se vedea cine le ascultă. Unul dintre personajele cărții noastre e un poet fenomen pentru anii 70-80 în România. E vorba despre Adrian Păunescu. Îl evoc în cartea pe care am făcut-o împreună, domnul Tudoran, în Numai copilăria e glorioasă, pe Valeriu Armeanu, un poet cu care am crescut, prieten cu taică-miu, severinean, un om care a fost aproape de Adrian Păunescu, pe care l-am iscodit în această carte, care se cheamă Gura Păcătosului, despre personajul Adrian Păunescu. N-a vrut să-mi spună nimic rău despre el, mi-a spus, în schimb, în afara dialogului, mi-a spus că nu poate să depună altfel de mărturie decât una pozitivă față de un om care l-a ajutat enorm. Și mi-au și povestit de ce. Și dumneavoastră spuneți despre Adrian Păunescu acest lucru. Era un om care a făcut și foarte mult bine, a făcut și foarte mult rău. Și vă întreb despre el direct, tocmai pentru că profilul pe care îl faceți lui Adrian Păunescu vorbește și despre dumneavoastră foarte mult. Sunteți un om care ați făcut un pas în spate și încercați, dacă e posibil, să vă obiectivați și să-l scrutați pe Adrian Păunescu și nu numai pe el. O mulțime de personaje din lumea literară, obiectiv, calm, rece și încercând să păstrați un echilibru între lucrurile bune pe care le știați despre el și lucrurile proaste. Cât de complicat e pentru un om care a trăit alături de o mulțime dintre personalitățile literaturii române, că despre ele e vorba în bună măsură în cartea noastră, cât de complicat e să-ți ții echilibru și să nu aluneci într-un fel sau altul? Nu știu cum e pentru alții. Pentru mine nu e neapărat foarte dificil. Este foarte complicat. Fiindcă sunt oameni cum a fost Adrian, care priviți de aproape arată un pic altfel decât priviți de la distanță. Asta și în privința calităților și în privința defectelor. Un alt nivel de complicație vine de la ce fel de relație ai avut cu un asemenea om. Ori așa cum ți-am mărturisit în răspunsurile din carte,
Eu am fost mult prea aproape de Adrian Comănescu. El a fost unul din oamenii care m-au ajutat extraordinar de mult. Au tras foarte tare de mine să-mi văd de scris. Și asta este un lucru pe care eu nu pot uita. Știu că nu este la modă să spui lucruri bune despre Comănescu. Dar nu am fost, dacă mi-aduc bine aminte, niciodată unul dintre cei care se țin neapărat să spun lucruri care sunt la mod. Așa cum spun și în carte, mi-a fost o silă enormă de oameni pe care știu foarte bine și care pe timpul lui Ceaușescu se gudurau pe lângă Păunescu într-un mod dezgustător. Oameni care, după moartea lui Păunescu, l-au înjurat la fel de dezgustător. Spuneai că sunt un om care încerc să fiu calm și rece în ce spun despre Păunescu. Calm sunt, că nu mai am de ce să fiu altfel decât calm. Rece nu sunt și n-am fost niciodată. Am încercat însă să păstrez o cumpănă. Pentru mine, nu mă interesează ce cred ceilalți. Dar e vorba de mine însumi, este vorba de mine și raporturile pe care le-am avut cu om. Nu cred că cineva l-a atacat public pe Păunescu mai tare decât am făcut eu la colegiul de poezie de la Iași. Lucru pentru care documentele acelui colegiu nu au apărut decenii, dacă mi-aduc aminte, ca și din cauza raportului făcut de Ștefan Augustin Doinaș, care era șeful secției de poezie. Deci, eu mi-am rezolvat ce aveam de rezolvat cu Păunescu în timpul vieții sale. Nu pot acum să mă adaug corului care îl înjură. Nu mă pot adăuga însă nici corului condus de fiul său, Andrei, care nu găsesc niciun defect în toate cele făcute de Adrian. Pe fiul înțeleg, nu pot judeca. Pe ceilalți, pe unii dintre ei îi înțeleg. Problema lor rămâne ca și problema mea, ce fel de mesaj transmită celor de după noi. Fiindcă dacă falsificăm totul din timpul antumității, e greu de crezut că postumitatea noastră a tuturor va fi mai exactă. V-am pus întrebări și despre Nichita Stănescu și ați răspuns la ele, și despre Marin Preda, și despre Mircea Martin, și despre poetul Bota, despre o mulțime. Am discutat la un moment dat, pentru că l-ați cunoscut și îl evocați, pe Evgeni Evtușenko. Și îmi spuneați într-unul dintre răspunsuri că dacă o să fie timp, o să-mi povestiți despre discursul pe care l-ați avut și dialogul pe care l-ați avut cu Evgeni Evtușenko la Madeira, în care tema era ce se poate și ce nu se poate, ce se face și ce nu se face. Nu mi-ați mai povestit, domnule Dorin Tudoran, lucrul ăsta. Vă întreb acum, așa, ca să dăm un apendice cărții care deja există și nu mai poate fi decât poate la o nouă ediție revăzută și adăugită. Ce ați discutat atunci cu Evtușenko? Ce se face și ce nu se face? Și vorbim de un poet căruia i s-au reproșat ca și lui Păunescu o mulțime de lucruri. Și faptul că a fost pro-regim, dar și faptul că a făcut dizidență. Și faptul că a fost unul dintre oamenii care a pus accente importante împotriva, hai să spunem, regimului comunist, dar și pentru că a făcut un tip de pact cu acel regim. E greu de spus că Evtușenko a făcut disidență. Disidența a devenit un cuvânt umbrelă sub care intră tot felul de atitudini de diferite magnitudini. Ce cred că a făcut, a încercat să facă un ca atâția alții, un pact cu diavolul. Să-i dea diavolului o parte din ce își dorește diavolul sau cezarul
pentru a putea face alte lucruri care erau sau păreau a fi împotriva celor pe care și le dorea Cezar. Când l-am întâlnit eu, el deja trăia în Statele Unite. Ne-am întâlnit la Madeira și așa cum îți povesteam în carte, l-am văzut făcând și atunci un succes extraordinar într-o sală în care cântase mai înainte faimoasa Amelia Rodriguez. Foarte multă lume se apropia de el, avea încă carisma din tinerețe, dar nu puțină lume locolea. Ne-am întâlnit, am stat de vorbă, eu eram ușor sub pecete impresie pe care o lăsase pe mine o discuție cu Iosif Broski despre Evtușenko. Broski, pe care Evtușenko alături de alții îl apărase, rămăsese totuși cu o părere foarte proastă, era chiar ranchinoasă în legătură cu Evtușenko. Așa încât ne-au trebuit niște clipe destul de lungi de încălzire pentru a avea o discuție cu Evtușenko cât de cât reală. Cum am stat acolo aproape o săptămână, încet, încet relația s-a dezghețat. Știa destule despre România, știa destule despre cei care îl traduseseră sau încercaseră să-l traducă. Mă întrebase câteva lucruri surprinzătoare despre România și era evident că imaginea lui despre România era destul de apropiată de imaginea pe care o avea sau pe care vroia să o aibă despre viața lui în Uniunea Sovietică. Firește, am ajuns la subiectul zilei, ce se întâmplă în țările respective. Era foarte critic, firește, trăind în Statele Unite, ca și mine, dar vedea puține semne de curaj că lucrurile s-ar putea schimba foarte repede în mai spre bine. Distanța îl făcuse să capete o luciditate pe care probabil sau în mod sigur acasă nu a avusese. Îmi reproșez un lucru în legătură cu Evtușenko, ca în legătură cu mulți oameni. În 2013, când a fost lansat Marele Premiu de Poezie Janos Panagios, ideea prietenului meu Ghesa Suci, care m-a rugat să-l ajut în acest proiect și am făcut-o cu foarte mare plăcere, pentru prima ediție, una din propuneri pentru premiu a fost Evtușenko. Deci, ce reacție a fost? Noi cei din juriu făceam propuneri, dar ele erau făcute pe baza unor rapoarte, sinteze, recomandări venite din toată lumea, din diverse regiuni, ținând de limbile respective. Eu eram foarte ocupat în acel moment și fusesem probabil inițial singurul membru al juriului care nu făcuse nicio propunere. Când le-am primit, mi-am cam aminte, veneam de undeva din America de Sud, n-am fost mirat de propuneri, mi s-au părut cu toate acceptabile. Am zâmbit la propunerea în legătură cu Evtușenko și am votat pentru Ferlinghetti. Mare poet. Mare poet și Dumnezeu să-l ierte, mare comunist de tip american. Am votat fiindcă și pe el îl cunoscusem când lucram la Vocea Americii, am văzut la San Francisco pe un motiv care l-a surprins pe directorul
de atunci, în departamentului românesc. I-am spus că vreau să mă duc să transmit cu tremurul sfârșitul lumii în direct. S-a uitat la mine și a crezut că glumesc. Și am spus, păi în fiecare zi se anunță la toate posturile de televiziune că ziua de cutare vine sfârșitul lumii. Și în America, epicentrul va veni din California, de la San Francisco. Așa că dacă tot murim cu toți, aș vrea să... Până la urmă mi-a aprobat și mi-am dus la San Francisco. Firește că l-am căutat pe Ferlinghete. Cineva care era foarte apropiat m-a ajutat să ajung la el. Și a fost o întâlnire foarte interesantă. Deci eu am votat pentru Ferlinghete. Ferlinghete a acceptat, dar spunea că nu se simte bine, stă prost cu sănătatea, acum îl înțeleg. Și a rămas ca după festivitățile din Ungaria, Gheza să vină la Washington și amândoi să plecăm, să mergem la Ferlinghete și să-i dăm premiu. Și după o vreme, Gheza a primit o scrisoare, un e-mail de la Ferlinghete, care spunea că refuză premiul, fiindcă nu vrea să ia premiul ăsta, fiindcă a auzit că în Ungaria Victor Orban e un călău, distruge totul și că el nu ia premiul cu bani de la stat. Ghesea explica că banii pentru premiul erau cu totul de la stat. Inițial erau 75.000 de euro. Mama mia! Sumă serioasă, da. Da. Până la urmă, după întâmplarea asta, s-au redus la 50.000. Nici ăștia n-au spus puțin. Gândindu-ne că în Occident premiile de literatură sunt mai mult simbolice. Așa e. Și Gheza i-a scris, m-a rugat să-l ajut să-i scrie. Premiul nu este în totalitate cu bani de la stat și că putem face lucrul următor. Să primesc 50.000 care sunt numai din fonduri, din fundraising și nu știu. El, Ferlinghete, inițial a spus, da, să mă mai gândesc. Probabil a trimis un alt mesaj și a spus, da, dar dacă banii ăștia vor fi dați unor minorități oprimate și nu știu ce. Am vorbit cu Chiesa, am vorbit cu alții și i-a transmis lui Ferlinghete o listă cu asemenea minorități. O minoritate despre care au zis el că este cu totul hăituită în Ungaria erau romii. Gheza cunoștea pe liderul unei asemenea organizații, l-a ajutat foarte mult și a spus lui Ferlinghete, uite, asta ar fi o organizație foarte bună, interesați-vă. Mi-a dat acolo tot felul de link. Ferlinghete a mai stat ce a mai stat și până la urmă a spus, nu, eu de fapt nu vreau să iau premiul ăsta. Ceea ce pentru mine fusese evident, fiindcă între timp aflasem foarte exact cine îl montase împotriva acestui premiu. Și cine? Cum din acest... E mai bine fără nume. Cu unul din acești oameni am vorbit la telefon. Eram foarte apropiați, dar el era un om de foarte de stânga. Și am spus, de ce se întâmplă? De la un om ca tine, de la un om de calibrul tău, m-aș aștepta la altceva, fiindcă aici este vorba de o instituție culturală care poate prinde rădăcini. Este vorba de o diplomație culturală care ar ajuta Ungaria. Indiferent că prim-ministru este astăzi Victor Orban sau altcineva mai. Numai că lucrurile erau deja terminate, cum terminate au rămas până la sfârșit, până omul respectiv a și dispărut, din păcate. După acest episod cu Ferlinghete mi-am zis, poate că era mai bine să votez și eu pentru Iftușenco, fiindcă spre mirarea mea, Iftușenco a avut suficiente voturi. Nu mi-aduc aminte exact, n-am hârtiile acum în față, dar cred că dacă aș fi votat și eu pentru el,
Ați fi înclinat balanța. Dar de ce spuneți spre citarea dumneavoastră? Pentru că în carte reproduceți una dintre marile poeme ale lui, unul dintre marile poeme ale lui Evtușenko, un poem absolut răscolitor. El rămâne un mare poet tradus și în limba română. El a fost în România după 90, dacă nu mă înșeală memoria. Cred că l-am și văzut la un târg de carte la un moment dat, la o lansare de carte. Sper că nu mă înșeală. Aveam continuare șapca cu roșia. Da. Nu mai avea steaua. Ce ați reproșat atunci? Ați avut o discuție cu el, domnule Tudoran, despre care rămăsese că vorbim, n-am mai vorbit. Care a fost reproșul pe care un dizident care erați și în mod sigur Evtușenko știa lucrul ăsta? Știa lucrul ăsta că era un lucru, cum să zic, aproape incredibil că într-o țară comunistă cineva face greva foamei, iar președintele Senatului Statelor Unite vine în România și spune: vă dau clauza națiunii cele mai favorizate dacă le dați drumul poetului Tudoran și părintelui Calciu Dumitreas. I-am reproșat, mă repet, era clădit mai ales pe ce spusese Brodsky. Ce reproșa Brodsky. Brodsky, în general, îi reproșa totul. Era la rândul lui un om extrem de radical, un mare poet, un mare intelectual, cu opinii foarte, foarte greu de strâncinat. Adică, pentru el, Evtușenko nu era nici măcar poet. Eu a trebuit să tac la asta, după ce am spus că cred că nu e adevărat, dar a trebuit să tac. Dar am ascultat și am selectat ce mi s-a părut real și deselectat din ce avea de fapt să-i reproșeze lui Evtușenko. În esență era că el, Brodsky, și apoi eu, gândeam că în loc să fi încercat să-l ajute pe Brodsky semnând acea hârtie alături de alții și din Rusia și din afară, mai bine ar fi făcut și el un gest radical. Să fi spus, mai ales că știa că degeaba se duce la Brejnev sau cine la acolo. Să fi spus, uite ce, eu nu gândesc ca Brodsky, am alte opinii decât el, dar ce-i faceți este absolut îngrozitor, de nedrept. Și atunci, uite, fac și eu greva foamei, fac și eu ceva, trimit și eu un volum republicat în afară. Îți spuneam că dizidența a devenit un cuvânt umbrelă sub care sunt băgate tot felul de atitudini foarte diverse. Faptul că scrii două, trei poezii inconvenabile pentru regimul în cauză, este foarte bine. Dar nu este apărat un gest explicit de dizidență, din punctul meu de vedere. Este exact ce îi reproșa în esență și Brodsky lui Evtușenko. Pasul următor sau pașii următori pe care noi am făcut niciodată. Greu de judecat. Da, e adevărat. Cine vede dialogul își dă seama și de atmosfera cărții noastre. Cam aceasta este, dragi privitori, cartea Numai copilărie e glorioasă. Vă pun ultima întrebare, domnule Tudoran. Ce ați fi vrut să vă întreb și mi-a scăpat? Ce ați fi vrut să răspunde și nu mi-a picat fisa să vă întreb? Păi seamănă cam cu prima întrebare. Aș fi vrut să mă întreb. Domnule Tudoran, chiar credeți că ar fi o idee bună să facem împreună o carte? Și spun asta fiindcă multe cărți de memorialistică, fie scrise de un singur autor, fie de genul acesta în colaborare, în formă de dialog, pentru mine au fost experiențe foarte neplăcute. Oamenii fabulează în astfel de conversații, literaturizează mult prea mult viața, un lucru care mie nu-mi place și m-am ferit să nu mă trezesc că fac același lucru. De asta ți-am răspuns foarte greu, cu întârzieri și pe apucat.
Am citit o singură carte extraordinară de memorialistică, apărută în România, cred că prin 2015. O carte cum cred că nu s-a scris, exemplar. Spre surprinderea mea, fiindcă e vorba de un important istoric de artă, Victor Ielorin Stoichiță. Victor a scos cartea aceea Despărțirea de București, care este o carte absolut uluitoare, cred eu. O vână de mare prozator. Care se vede și în cărți. Se vede și în cărțile domniei sale de istorie arte, da, care sunt formidabile. Humanitasul a publicat, făcut o serie întreagă. Are o vână de mare prozator. Sper să nu-l supăr pe fratele meu, Alexandru Papilian, care și el mi-a prieten. Deci, pentru mine a fost o surpriză dintre cele mai plăcute și mi-a spus, domnule, uite, se pot scrie și asemenea cărți. Deci, dacă aș face un pas următor, după experiența în care m-ai băgat aproape cu forța, ar fi să mă gândesc să fac o altă carte, de unul singur sau cu altcineva, în care să explorez un alt fel de memorialistică decât cel care se practică azi. Cam asta ar fi răspunsul meu. Eu mulțumesc că ați acceptat să continuăm dialogul, dar nici eu nu m-am gândit să facem o carte. Era pur și simplu, după acel prim interviu, erau multe curiozități pe care am vrut să mi le rezolv punându-vă întrebări. Abia cred că după al treilea interviu am căzut de comun acord că e păcat să se risipească și să nu strângem între două coperte și iată ce coperte frumoase are cartea asta, dialogurile noastre. Mulțumesc tare mult că sunteți din nou în librările din România, cu o carte de confesiuni. Sunt efectiv fericit că am fost partener în acest dialog. Îi invit pe cei care ne privesc să caute Numai copilăria e glorioasă și să-și dea seama că, de fapt, da, din păcate sau din fericire, da, numai copilăria e glorioasă. Mulțumesc tare mult, domnule Tudoran. Sper să ne vedem cât de curând pe viu, față către față. Bine. Și eu vă mulțumesc. Numai bine.